Bela și astăzi din nou cu Iasmina. O să filmăm ceva ce, nu știu, mi-a venit așa o idee. Aveam o chestie drăguță și am zis, hai să gustăm dulciuri cute. Nu? Da. Pentru că am cumpărat chestia asta, super, super drăguță. Super drăguță. Și nu știam cam ce gust poate să aibă. Eu știu acest model că cu miere. Da, cu miere. Dar astea, nu știu, sper măcar să fie cu miere, să nu aibă un gust nașpa. Și avem multe, multe chestii pe aici. Probabil pe unele le-ați gustat, dar noi nu. Ok, cu ce să începem? Asta cred că lăsăm pe la final. O să-l încercăm cu lapte, așa e cel mai bun. Și să începem cu pufuleții. Să vedem. Deci, scrie Pifu Pufuleț. Super drăguțe, au un cățeluș acolo. Un cățeluș. Să vedem. Plăcut. Știi că... Știi că de obicei put așa picioare nespălate chestiile astea? Așa chiar nu put. Sinele, normal. Din par cu cășcava de la mai ce scari. Sunt mai tari ca alea în ten. De la Lotto. Dar sunt faine, da, au gust de cașcaval. Da, eu din astea am mâncat doar cu pizza. Ai mâncat și cu cașcaval așa rotunde? Doar alea tip pufulețe, alea lungi. Da. Îmi plăcea să fac chestia asta când eram mică, să le mănânc așa de pe degete. Chiar îți spune. Stai, vedem mai departe. Unde le punem? Stai. Următoarea chestie o luăm asta. E drăguță, drăguță, drăguță. Înghețată. Deci e jeleu în formă de înghețată. Scrie Yummy Gumi. Yummy Gummy. De la Roster, nu știu. Nu știu firmele de la, doar sugul să știi. Da, să știi cum așa. Așa arată. Stai că le deschid să vedem forma de înghețată. Le-am deschis super drăguț că... Da, așa se deschid ele. Stai că e și galbenă și... Uite, de tot ține gustă. Nu, eu și ce cum. Le arăt? Cum să le arăt? Ce așa? Da. Asta diferă. Îl arăt așa în palmă, că se văd micuțe. Așa, asta diferă. Dacă auzi ceva pe fundal, e Nica și care e puțin răcită. Răcită. Îmi ajutam să ai bun gust de gumă, măcar, sau ceva înghețată. N-are niciun gust. Adică, are ursul mare, ca și ursuleți, gustul ăla de ursuleț. Ca Haribo. Ce-o să gane? Același gust. Bă. Măcar că unul era și banană sau ceva. Mi-mi plac aromele de banană. Nu? Banană. Bun. Deci tu... Deci... Haribu. Doar că-s drăguțe ambalajele pe mine. Aveam mai multe modele. Dacă vreau să înghit. Ce luăm? Dacă înghit! Aha! Oho, astea, cred că le știți și voi, cred că ați mai gustat din astea. Tu încă mai esteci. Am luat, da, cu musalea, de felie de lapte, de la Nesquik. Drăguțe. Arată că au și forme, forme pe ele, nu știu dacă e adevărat. Și arată, cum ascund, nu? Așa. Hai să vedem dacă au. Uite, au locul de deschid. Dar cred că mi se sparge, da, dacă chiar le aici. Nu se sparge. Dacă ți-a ajuns. Pare... Au forme! Da, asta au fost. Au. Pare interesant. Dar ce formă am? Trebuie să înțelege forma asta. Uite, de la mine se înțelege. La tine, da, chiar. Arată-le tu. A, uite pe spate și la mine. Partea asta la întâlnă. Se vede puțin cât vedeți acolo. Ok, hai să vedem cât e de bun.
mare Dumnezeu, e cacao aia. Nu se zice. Plată. Ce are. E bună. Nu? Bun. Fain. Mă nec! E prima dată când gustăm dulciune în fața camerei. Sincer, nu prea eram eu. Nu prea eram eu preferata. Eu preferata. Videoclipurile de genul nu erau preferate mele. Adică doar din cauza că eram gravidă și mă uitam la videoclipuri de genul și mi se făcea poftă. Sunt bun. Stai, mă, nici n-am apucat să-l deschid. Dar l-am arătat? Da, de ce să-l arăt? Ignorați-mi doar unghiile astea care tot încerc să le las să crească. Da, ca să mi le fac cu gel pe unghia mea, că deja m-am săturat de alte plasticuri pe unghia mea. Cum e? Și să rog? Ah, tu le rup. Drăguț? Drăguț! Drăguț! Mă ne bombonele. Cu ciocă. Dai. Dai. Nu, e pe bun. E ciocolată în ea. Acum nu facem pretenții neapărat la ciocolată, dar e groaznică. Nu-mi place. Eu nici nu seamănă cu alea Moș Crăciun aia care chiar zbroșnici. Da. Ci, nu știu, are gust ciudat. Nici că e stricat. Mai luam din asta încă. Asta le aruncăm că nu. Chiar are gust. Nu, e groaznic. Dar cum pot să fac așa ceva pentru copii? Pe bune. Ce gând copilor? Gustăm astea, dar sunt, nu știu, topite, nu neapărat topite, că nu sunt ciocolăți. Niște caramele care s-au unit. Așa, s-au unit. S-au împreunat. S-au unit. Și nu știu cum se spune. Și ceva, încercăm să luăm una și dar mai multe gusturi, uite, pe spate scrie orange. Ce mai e? Să vă spun că lămâie. Ce e ăsta? Acum văd o chestie pe spate. A, sunt sigine. Nu știu, nu e în engleză. Nu știu ce e. Nu știu. Hai să luăm. Punem. Ia galbenul, să vedem amândouă, să încercăm să luăm același gust. Așa arată, așa, așa bluțe. Sunt moi. Sunt caramele. Sunt bune. Sunt fructe. Aia presupun că era lămâie. Mai, cum era? Hai să încercăm portocaliu. Hai, ar trebui să fie portocale. Hai cum se portocale. Mai avem mult. Dar chiar că sunt lipite. Da. Mov luăm. Crezi că e fructe de pădure? Casis. Știi ce? Pare cunoscut. Da, că era măgată. Ba, să vezi ce gust cunoscut, așa. Ciudat, dar cunoscut sunt. Nu-i fructe de pădure. Ceva altceva. A, da, și v-am zis că e, dar Skittles. Seamănă cu alea de la Skittles, alea cu fructe, alea faină. Da, e ceva, dar nu-i vrem verde, am luat verde. Am luat verde. Nu, că n-am gândit cum gust de pădure. Iar îi dau tratament, săracu. Nu e milu cu mirocit. Ai multe prostește. Se joacă în pătut. Verdele pare mentă. Ce am ghicit aia. Vreau să luăm roz, dar nu vreau să fie. Un roz. Mai întâi și unul. Cred că atâta. Nu mai văd alte culori. Da, atât. Rozul ăsta
Da! Ia medicamentul ăla. Nu știu, e detergent. Nu. Wax. Băi, ce lași? Băi, dar ce gust e ăsta? Rice. Ce, ce limba e asta? Deci nu știu ce-o fi asta roz, dar e groaznic. Ba, aia la pic chiar a fost bună. Asta. Da. Să zici că un fel de cauciuc ceva. Nu? Să zici că e ca cauciuc. Pastile. Ce mai avem? Astea! Cu cocktailuri. Din astea, biruțile alea seamănă cu alea de Harry Potter, alea nașpa la gustul înalt. Știi că erau challenge-urile alea cu ori e gust de săpun, ori e gust de lămâie. Știi challenge-ul? Da, știu. Dar astea nu, astea toate sunt bune. Hai, arăt. Bun, iară tot așa luăm culori. Trebuie să le arăt că sunt mai stari, văd. Sunt și pătate, așa. Cum să le arăt? Wow, cum să le arăt. Așa. Arată fain. N-am mai filmat de mult un patru ciudat. Ții, mama! Ciao! Na, hai să luăm rozul ăsta. Ce cocktail o fi? Așa, cu biletul ăsta. Rozul e... un cocktail Cosmo de Grenada. Nu-i rău, dar nici bun. Da, nu se mai trebuie. Hai rozul ăsta închis. Ăsta e... nu știu. Ce? Strawberry. E de... liquid. Strawberry-s aia. Căpșune. Da. Ceva cocktail cu căpșune. Ok. Portocaliu? Da. E... de piersică. Peach Bellini. Verde, eu zic că e măr. Ce zici? Nu, e lămâie. E cocktailul la margarita. E cu lime. Ia. Nu pot să le... se lipesc de dinți. Mai era? Nu. Se la nică. Cuțu. Bagă tot în gură și umblă așa. Ah, pina colada. Trebuie să fie galbenă. Cu cocos. Nu, cu ananas, cu ananas, scuze. Da, pina colada e cu ananas. Stai să găsim galben. Gust? Da. Pepen. Ăsta. Ananas. Ăsta e mereu ultimul ciudat. Pe care îl gustăm. Ok, avem ăsta cu... superhero. Wonder Woman. Supererou ăsta, Wonder Woman. Și avem aici... wow, câte... wow, ce culori. Câte... sunt toate, că nu știu câte modele. Văd că albi, bă, mi-a venit și albi. Ok, o să vă zic și de pe ăsta ce, care ce e. Vă arăt și culorile? Vă arăt. Sunt metalizate și Nica o să aruncă tot ce are pe acolo. Hai, distruge. Hai să alb, alb. Albul e... ce? Are, știi ce? De brezele. De faină. Cream soda. Soda. Ce-i? Stai că știam ce-i. Ce-i soda? Scrieți-mi în comentarii ce-i soda. Nu știu ce-i soda. Nu știu ce. Ok, hai să luăm albațul deschis. De fain arată galaxia, așa ăsta e galaxia de astea, nu? Un pic de alb, de galben. E berry blue. Berry-s foarte bine, nu? Da. Încercăm? Albastru un pic. S-a enervat Niclas.
Alba sunt kis, e blueberry. Asta e aia, afine. Afine. Aha. Hai să luăm galben care e sour lemon. Mama! Sour lemon. El e în pătuș și aruncă tot ce i-am pus în pătuș afară. Mamă, și pătuș. Îi mi-a și cerceapul, stai. Uite. Asta e cu lămâie galben. Ce mai avem? Roșu și un gri care nu-l văd aici. Pe care nu-l văd. Deci ăsta roșu e berry sherry. Diferent. Uai, ce gust intens. Bun, întrebarea mea unde e la gri? Nu. Nu ți-e greu tu și să-i abați un pic? Nu mai înțeleg nimica. Cred că le-am confundat aici. În fine, e bun. O fie să griu tu, uite ce albastru, ce diferă asta două. Hai asta, ăsta e greu. Dar mâncat deja. Mă duc asta mâncat. Da, bă, din toate am mâncat. În fine, am mâncat. Aia e important. Next. Avem ultima, nu ultima, că mai avem și cereale. Penultima, și frică, ciocolățele minioni. Ne așteptam să fie super groaznice, da. Cine știe? Gen doar ambalajul să fie, dar cum le deschid? Explică-mi. Explică-mi. Ba, zice că merge ceva aici. Arată ciudat, de ce așa? Mă uităm dacă e topit. Cappuccino? Doamne, am făcut cappuccino pentru copil. Și cum scot de aici? Gen. Ia! Are formă, ar avea formă de mine. Nu. Eu gust așa. Dacă vi se pare că ăsta are... Ai de mine! Dacă ăsta vi se pare că are formă de minion, are alună în mijloc. Și ce are formă de aia? Ce nașpa miroase. Uite așa mări. Are, nu alună, vedem, biscuite. A ciocolată de casă. Nu-mi place. De ce ai face o chestie așa de cute ca să o arunci? De ce ai face așa ceva la copii? Ca să ce? Să mânce prostia asta. Bun. Să începem. Acum, deci astea, deci vreau. Deci în momentul ăsta, deci dacă după toate chestiile astea, sper să fie singura cea mai bună. Pe lângă Nesquik-ul ăla. Zici că-s cu farine. Să le gustăm așa sau le punem lapte? Gustăm așa. Ca să vedem gustul, clar. Da. Cu lapte o să se combine și poate nu mai are. Să duce culoarea. Da. Dar cu lapte le mâncăm mai. Am emoții. Nu miros. Dar e super lucioase. Sper că-s cu miere. Sper să fie ca și cu farinele. Știi cum sunt cu farinele. Grele. Numai că n-au gust. Opreu. Au un pic de glazure peste din aia, gen dat puțin cu miere. N-au zurele, gen. Nu zurele. Sunt mai naturale, așa. Adică nu, au, nu simt zahăr. Par ceva mai bio. Și cred că uite, are frunza pe el.
Natural Taste. Rele nu sunt, da? Nu sunt. Nici super. Aaaa, avem decolorat! Dar nu, chiar sunt faine la gust. Adică sunt ok, sunt naturale, se vede că sunt bio puțin, așa. Au puțin colorant, că nu pot să mă mint așa în halul ăsta când văd că au roz. Dar nu simt zahărul, nu au zahăr. Sunt ok. Gen sănătoase. Astea da, astea îmi plac, astea sunt faine. Deci cred că astea și astea și astea au fost bune, numai rozul nu. Da, da. Și și astea au fost bune, nu au fost chiar rele, rele astea. Numai că... Stai, nu le-am arătat bine. Și astea au fost bune, nu sunt chiar rele. Au fost ok, cât de cât. No. Da. Acum... Așa, dar pifurete, da, sunt faine. Da, pifurete sunt foarte faine. Am mâncat într-una după aici. Și ăștia sunt nașpa. Adică mie nu-mi plac, nu știu, sunt normale. Am același gust, efectiv. Măcar dacă aveau gust. La fel ca toate. Ca Haribo, ca multate. Da, ăsta-i fain, ăsta-i fain. De afară, de roz, astea care sunt dependent. Creează dependență dacă e să mânci mult. Dar fără roz, ăla, să nu vă recomand rozul ăla. Ăsta-i foarte drăguț. E și bune. Da, sunt ok. Sunt naturale. Se simte că sunt... Ok, bun. Bine, restul sunt nașpa, știți care a fost nașpa, adică înghețata, aia formă de înghețată. Haribo. A, și Nesquik a fost bun, da. Și ciocolățile alea în formă de mini, groaznice. Și Haribo, adică nu nașpa, Nu că, dar n-am de exact la fel. Nu, exact. Nimic ca în plus. Ca să zici că, wow, au gust de înghețată ceva, nu știu ce. Cred că alea cu cola erau mai... Da, cred că alea îmi plac și mai mult. Și mie. Cu cola. Da. Bine. Trebuie să luăm de asumitare. Da. Trebuie să facem ceva challenge. Scrieți-ne în comentarii dacă aveți voi o idee ce să facem cu jeleul din astea. Adică orice. Putem face gen slime, nu ne deranjează. Orice. Ok. Sperăm că v-a plăcut acest video. Nu ne-a plăcut, chiar am descoperit chestii pe care nu le-am mai gustat. Și dacă v-a plăcut, dați-ne like, lăsați-ne în comentariile lăsați-ne în comentarii ce vreți, adică challenge-uri, ce vreți să mai filmăm împreună, că mai apucăm și noi împreună uneori să filmăm. Și ce am întrebat? A, ce e soda? Da, să scrieți în comentarii ce e soda. Nu uitați să-mi dați și subscribe și să apăsați pe clopoțel să vedeți dacă postăm ceva nou. Și noi vă pupăm, pa! I gave you my heart.